Doamnește! România! Suceava! Străiești! Se trăiești! Străiești! Suceava! România! Azi se acordă locul întâi. Nu e aici prezent autorul, nici proiectantul, nici constructorul, dar pentru ei ridic eu trofeu în aer. Dar ce lasă se bate, da? Locul întâi. Băi, pentru școala de construcții, școala de nevoie. Suceava, Stroiești, România, drum strategic. E așa îmi vine să rămân aici pe locul întâi, vezi? Locul 3, locul 2. Mă dau jos pe la locul 2. Dragilor, urmăriți un material. Pe mine m-au durut fălcile de la cât am râs. De năcaz, oameni, nu-i frumos. Dar am râs. Ei, am râs cu oamenii. Am râs cu oamenii. Deci oamenii au ajuns la o maturitate. La așa o sărace. Bă, asta e. Nu se poate. Urmăriți materialul, dar nu înainte. Doamne ferește, un like și un share. Dar imediat, urgent, urgent. Și un subscribe pe YouTube. Vă vrem să fiți abonați noștri. Nu uitați acolo. Este la favorite să dați filmările noastre și News Bucovina. Pentru că de o bucată de vreme Facebook-ul nu prea mai distribuie. Din motivele lui de războaie, de ce vreți dumneavoastră. Dar nu contează. Apăsați clopoțelul ca să vă anunțe de fiecare dată când postăm ceva nou. Da? Urmăriți materialul. Eu mă duc să mă revendic premiul. Da? Vreau să schimbi și modelul de așa. Și ce să facă? Privăciele, da? Carne, picăm, nu-i așa. Din asta? Da. Și putea pune în comună, pe partea asta putea schimba modelul, dar tot așa e și... Deci în câmp a putut să pui pavaj, dă-le frumos, parcă o mașină, mergea un copil. Când ne zăpăcesc copil putea că... merge frumos, putea să schimbi modelul, dar nu era mare lucru. Doamne ajută. Pe grui e foarte frumos, pe ambele părți, ca la gospodari. Aici? Da, o să vă facă frumos, vă toarnă asfalt aici la Matale, dacă, da. Dacă îți toarnă asfalt cum trebuie, aici de la Matale, o leacă deschis aripile, îți zic, deci uei, vii la casă. Cum ți-au făcut treaba asta? Explică-mi și mie. Păi, explică-mi și mie, cum ți-a făcut treaba asta? Cum ți-a făcut canalizarea, dragii mei? Deci asta este unicat. Eu n-am mai zis. Omul ăsta, suntem în Stroiești, la bădița, la poartă, iertare, am năvălit și noi la poarta omului. Băi, ne-au dat cineva niște poze, ca să înțelegi de unde. Și nu Matale mi le-ai dat, ca să ne înțelegi de la bun. Nu omul m-a chemat aici, altcineva. Ne-a cot aici la nivel. Aici așa era cota. La drum? Da. Cota la drum. Da, aici cota, aici așa vine. Eu trebuia să vie aici așa cota. Deci, dragii mei, aici trebuia să... Și cum e... Nu mă, cum mă ia cu mâia de cap. Și cum e... Ți le-ați zis? Cum le-ați convins să nu... Tot certat, și cu unul, și cu altul, și cu inginerii, și cu... Până la urmă am ajuns la o înțelegere să fac eu... Când a venit domnul cel mai mare șef, și i-am spus că sunt... Aoleu, da, scuze. Fă-mă... Nu efectez cota la asfalt. Domnule, eu nu afectez la cota la asfalt, dar lasă-mă să fac o lege de posibilitate să pot intra în ograde. Și au fost de acord. Ăștia, inginerii ăștia mai mici, nu se poate, și nu. Vineau proiectantul, cu proiectul, nu? Ți-a arătat proiectul? Domnule, dar cu proiectantul, Ți-o făcea până aici și asfaltul? Greșit. Noi toată viața trebuie să suferim, să... Asta așa rămâne, sper că știi, da, nu? Asta așa rămâne, îți rămâne... Da, pe viață. Dar și... Dar pus pet așa dispoziți de ăștia. Da. Dar poți vine odată să muți poata încolo încoace și ce mai faci? Păi numai gata, așa rămâi. O să putea face multe dar lucruri bune. Cum să o faci? Uite, cum are dreptate, dacă vrei să o faci cumva, după se întâmplă un caz, vrei să vinzi o bucată de caz de teren și vreau, cum ies în cum? De aici, unde? Mata mai acolo încă 2 metri în jos. Așa, de asta așa rămâi pe viață. Așa, și uite, asta canalizarea în pantă, deci n-ați mai văzut în viața vieții voastre, canalizare în pantă, deci și aici o să vină biscuiții cum ca în partea cealaltă, nu? Bă. Nu mai vine biscuiții, gata. Așa rămâne? Aici așa rămâne? Așa rămâne. Deci am spus că ce-a pus biscuiții de azi, că trebuie să schimbi modelul. Poate, dar, așa, da, băi. Putea să schimbi modelul ăsta de șanță, că este un fel de model, așa de alt model. Se putea în câmp, spre distroiești în Bărșelie, în câmp pus modelii. Deci acolo au avut bani, că nu sunt bani de ele. Acolo în câmp au avut bani de ele, se pune. Uite, pe grui e foarte frumos pus, pe ambele părți, dă-le frumos șanțuri ca la gospodare, foarte frumos, oh, mai mare dragul. De aici vreau să-ți spesa tot așa. Pana, dar vine un pic dacă... Vine un pic, vine tu că tu ești domnișoară serioasă, uite cam în ce hal. Deci la mașina asta se ajunge până de la acolo. Deci așa trebuie, așa au gândit, mă. Așa au gândit, să ieși direct în... Băi, dar să greșești în proiect, dar se poate remedia, nu gata, dacă nu e nebun, trebuie să suferi o viață, tot nația, copiii și strână, trebuie să suferim, că unul a fost nebun și a făcut proiectul aiurea.
se poate remedia, se poate face și lucruri spre bine. Când am făcut proiect, l-am făcut pe scaun, nu am venit la fața locului, cred că. L-am făcut pe satelit, eu știu ce l-am făcut. O lua Banuș. Sănătate, Doamne! Îmi vedea să facă invers, scurg apa la geala aici. Cum ați făcut așa? Cum ați gândit-o, mă, băieț, în halul ăsta? Și la... Nu știu, ce-am făcut? Ce să mai... Și acolo, fii atent aici, ei vin cu asfalt, Daniela. Dacă poți să crezi așa ceva, aici suntem în curbul ăsta, ei vin cu asfalt. Așa, asta cumva o să fie panta înspre ca să nu vină apa la matale, nu? Așa e ideea. A, n-ați avut probleme cu apa în curte? Nu am avut apa în curte. Acum s-au gândit, vă rezolvat, vă făcută de zi, de sprijin. Da, da, s-au gândit. Au făcut-o în partea asta, alaltă, deci aici, aici, dragilor, ei o să scoată, o să scoată asfaltul ăsta, Daniela, îți dai seama, da? Că trebuie să-l aducă la nivelul... A? Ai curaj să desfacem bucata asta de aici? Deci asta de aici se scurge în apa, subtraversează povestea asta și se duce aici, nu, Dana? Aici... Băgată conducta de apă, da? Am înțeles. Ba, frumos. Bă, ce-i frumos, e frumos. Ce-i frumos, e frumos, Dana, nu? Îți place? Bă, deci cât necaz a făcut oamenilor ăsta cu drumul ăsta. Nu pot să. Nu pot să. Vine la Moara să vezi cum. Unde? Moara. Tot așa-i? Ba la muc și acolo, nu? Nu, balasul, adică trotuare, pus... Nu. Lori pe margine. Și tot așa. Noi tot așa. Aici, Dana, hai ca să ne înțelegem. Aici e alt sistem, e tot pavela asta, biscuiții sunt pante, dar nu foarte în pantă. Da, mă, na, asta stați, n-ai ce să... Aici ați drept. Omul ăla o să intre așa, unul mai așa, unul mai așa, fiecare cum a negociat cu inginerul, cu domnul inginer, da? Bă, deci este absolut înfiorat. Acum, dacă te uiți un pic, îl ceartă? Lasă, sucete, că s-ar înțepă că ai pe lume. Aici, dacă te uiți, panta e inversă, Dana. Observi? Panta e inversă. Panta e inversă. Doamne ferește. Asta-i treabă. Am făcut aici, umplu cu pământ, vine cu asfalt cumva, că ăsta e zid de sprijin, Dana, da? Ca să ne înțelegem. Apa acolo se duce. Da, normal. Uite, mă, la ei, mă, ce-au făcut. Au făcut bine. Mergem mai departe, ca asta nu-i tot. Hai, mai încolo, mergi mai încolo. Au cât sprintene el așa până în 2 metri înălțime. Nu, că aici încă mai cum se intre în curte. Aici încă mai cum se intre în curte. A, mergem mai departe. Hai cu mine. Asfalt. De acum. Peste casă, doamnă, voi, ca să nu pățiți că cei din deal de acolo. De când se chinuiesc, nu? Aoleu. Da. Zi frumoasă vă urez, Doamne ajut. Doamne ajut. Peste 4-5. Fii atent aici, hai că oprim un pic aici, că nu, bă, te bușiște de supă bună, adică, bă, n-au cum, mă. Uite, mă, da, uite-te din mașină, uite-te ce-a făcut omul meu, uite un pic ce-a făcut omul. Hai să covorăm un pic, ai curaj, doamna Daniela? Hai, dă jos centura, că, băi, e și distractiv, e și dureros, pe bune. Îl vezi, da? Uia în deal, mă. Încă un pic și urcau pe după poarta acolo. Uite, și o dovadă de tâmpenie. Tu vezi ce e aici, Dana? Uite-te un pic, tată. Bă, apa asta nu se duce nicăieri, mă. Nu știu dacă voi înțelegeți. Apa asta nu se duce nicăieri. Pentru că deja aici, sunt aici gaură. Aici gaură. Bă, te simt, aș intra ăla, că să vezi, cam în ce... Da, uite... Apa se scurge din deal, o vezi cât de frumos se scurge din deal, că se vede de acolo. O vezi? Vine frumos? Hai, vine încoace ca să vezi că am dreptate.
Ziua, să rămână. Uite, apa vine frumos pe aici și s-o oprește la, și s-o oprească la oamenii ăștia în casă. Vă rezolvat aici. Bine. Vă rezolva bine de tot. Măcar dumneavoastră mai puteți intra în curte. La dealei. Ați văzut, nu? Și ce faceți cu apa? Că puteți să o scoateți, dar ea aici vă băltește toată. Dacă s-a făcut așa de bine, s-a făcut... Proiectul? Și drum? Păi și cum stați cu mizeră la poartă așa și cu miros? Dar noi e curățat nică, nu se vede că e curățat. Da, e curățat el, dar asta trebuia să duc, că nu trebuia să rămână. Meseriaș. Bă, bă, bun, te ia, Panda, uite-te și tu un pic, e multă apă cămașă. Ca să vezi, băi, are 2 metri, au săpat pe aici, uite, vine apa, o vezi, dar aici, aici e cu baltă, aici sub podețul omului e baltă, aici e baltă, da. Au, stai, deci asta comunică, da, toate apele se adună la omul ăsta sub podeț, vine cu aici ca să vezi, că aici e uscat dacă te uiți, a, vezi, toată apa se duce acolo, acolo se oprește toată apa. Iar aici, Dana, op. Un pic ca om, așa. În canalizare. Asta e canalizarea lor. Tu vezi acolo? Tu vezi? Tu înțelegi ce se întâmplă el? Nu știi că e vorba aia... E valabilă vorba aia, merg pe gard, mă Doamne, ajută! Și dumneavoastră! Ce v-a făcut aici la... Tuneli, tuneli, pentru războiul ăsta cu care aruncă, de alea, cum se cheamă, droni. Pentru droni. Te bagi în tunel și ai scăpat din moartea din, din Irak. Ce ți-a făcut din aici? Iran, Israel, din Israel. Am făcut, cum stai, m-a atat cu pișoarele. Da. Podul care a fost înainte, plus 6 tuburi. 6 tuburi de 80 de largi am adus de la Bertișești de aici. Ca să treacă... Până înainte, nu știam că vine schema asta. Nu știam că vine schema asta. Și am zis la ăla cu vola, cu cupa, asta? Cu... Pune ca lumea să fie ce da. Trebuie. Le-am pus e frumos, a venit domnul zice și scoate tuburile afară, dar am turnat placă de beton peste el, ne-a făcut pod de intrare. Dacă nu le scoți omnii, le-au luat cu cupa și le-au dus la fierul. Și ți-a făcut mizeria asta? Le-a făcut asta aici și au pus 10 biscuiți de ăștia și gata. Da, da, asta. Mata aici la poartă, se oprește tot apa. Tot apa, da, stea apa. Misteriașul care lucrează la micron. La laser. Ia apa. Apa stă, uite. Eu din uite cum stă apa, vara, cum zici unii este o vorbă, să nu pot să aud din camere. Lasă să se da, să audă. Un vece nu numeroasă așa de tare, cum miroase vara asta aici. Eu ies în ogradă, plătesc tax și impozite la statul român ca să zacă apa așa. Cântă broaștele. Cântă broaștele aici acum. Sunt broaștele. Cântă broaștele. Dana, hai să te cum are dreptate, vino la sub. Uite aici. Uite aici, Daniel. Uite. Pătrața broaște. Se strâng broaște. L-a făcut la aparatul ăla. La micron, da? La micron. La laser. Eu îl făceam în hârleț când era asta. Și cum mergea apa sângul din hârleț și din ochi. Da, și el l-a făcut, da. Și ce faci acum? Cum te descurci? Eu cu lopata, l-am o lopata, și-o trag la vale, se duce aici, o duc în colț, o duc pe partea aia, tu nu mergi, se duce. Cumva, dar nu, e că toată satul. E încoași vine. Dar să rămă tare, sub nas aici. Sub nas aici stă. Și le-am zis, zic, apa de la deal. Are căderii, drumul ți arată că vine încoașe, drumul de la deal vine încoașe. Da. Zic, aici gata, nu știu cum ați făcut, că... S-a rezolvat. S-a rezolvat. Și din stânga și din dreapta, aici ne-am făcut mijloc, o fântână arteziană, zic, trebuie. A, asta n-ai ce face. Mai mă, dar uite, la om, deci om, o venit omul, fii atent, Dana, deci omul înainte intra în curtea lui, pe placa asta de beton. Vino cu alții, Dana, hai ca să o vezi. Bă, deci era drumul, omul și-a făcut placă de beton, se vede, nu-i pusă de săptămâna asta. Nu, da? Nu, e făcută de ani de, an de zile. Și aici era o leacă de pantă și urca în drum. Până aici, da. Urca în drum. Au venit băieți. Și erau tuburi de beton băgate. Beton băgat, se duce apa, nu stătea nică. Au venit băieți, proiectanți, cu laserul frumos. I-au dat. I-au dat omului total. Asta. Sănătate să aveți. Doamne, știu că... Mai vin fiecare de pe la drumuri, de la care fac drumurile. Au venit și-au întrebat, de unde vine apa asta aici? Dar și eu știu, de sus, de la Doamne, Doamne, la Doamne, la Dumnezeu. La Dumnezeu vine apa. Când El ne dă apă, nu... Na. Dar de ce este? Zic, dar... Cum de ce este? Proiectant, n-am făcut eu, voi ați făcut. Voi, când v-am spus așa, nu, Domnule, stați aici. Matat și... Ai greșit? Matat de aici. Încolo poți vorbi să proprietatea de aici, aia. Emilia Gardului încolo e proprietatea drumului județean, al Flutur.
El e proprietar de drumuri. Sănătate. Da. Mai acu. Mai ia de. Mai ia cu durerea, adică. Mai vrei să mai mergem, Dana? Mai curar? Nu? Nu vrei să mai mergi? Bă, bă, bune, mă, da. Hai că-ți mai... Bă, mai... Uite alea, stai că... Eu mai fac la omul ăsta ceva. Stai. Mai avem una aici. Avem una, asta e ultima, dar nu te mai duc mai departe, că ne iau oamenii la bătaie în locul lui Dumnezeu. A, uite aici ce frumos. Uite aici ce frumos o gândit-o Dana. Uite ce elegant. I-au făcut podium la om, da? Aici ai pe locul lor. Aici dacă vrei să intri în casa acestui om. Băi, uite, băi, tu înțelegi? Să mă ierte, domni. Tu înțelegi? Și aici i-au făcut balta, mă. Aici este iaz, tu înțelegi? Uite-te un pic. Ăsta e un pârâiaș care vine aici. Aici băltești tot. Aici bărte. Băi, au făcut nivel la nivelul, mai au făcut drumul la nivelul gard. Hop. Nu mai, că nu i-am rupt gardul, domnule, stai liniștit. Hai să vezi. Hai să vezi. Păi, uite-te ce e aici, Dana ta. Uite-te ce e aici, mă. Aici e locul de depozitat apă. Era să te împetești tu, nu? Uite-te și tu un pic ce. Băi, deci lucrare pe fundul ăla, bine. Lucră. Încerc să văd și eu cât e de. Cum e abșoara asta? Cum abșoara asta? Bă, este absolut. Ce să mă mai fiu din partea cealaltă? Teoretic, Dana, teoretic, toată apa aia te-ați vine aici și de aici se duc undeva. Ia aici stă, mă. Bă, băițeacu, cu micrometru. Aici stă. Ia aici stă. Uite-te alea cât e. Și nu e adâncă, Dana. Poate îmi fac o... Ia. Mâl de calitate. Da, mă, n-ai nicio treabă, mă. N-au nicio treabă, mă. Dar norocul e sfânt în meseria. Nu are nicio cădere, nu se duce nicăieri. Până asta e situația. Rască Dumnezeu, câtă bătaie de joc. A, am băgat? L-am băgat. S-a dus stâng în maglăvaiță, în noroc. Oamne ferește. Dana, oameni buni, asta era cota omului. Deci aici era drumul, da? Aici era șânțulețul. Pentru că omul de-aia și-a făcut aici. Și-a făcut o leacă de temelii și de aici începea gardul. Uite-te un pic ce-a făcut. Încă 6 metri, da? Încă 6 metri. Și aici a sus, Dana, vine încă-ți un pic, aici e distractivă treaba. Observi? Erau până pe aici. Au zis băieții, bă, o barbă, știi, vine încă. Asta e podiumul, locul întâi. Aici este domnul Flutter, aici domnul Lungo, locul 2. Și aici cine mai rămas mai... Și-au făcut aici, da. Da, la, uite-te un pic. Uite-te un pic și aici. Uite-te un pic și aici. Vedem câți. Uite ce-au făcut. N-are nicio scurgere, n-are nimica. Tu înțelegi ce se întâmplă aici? Ce-ai înțeles să se întâmplă aici? Hă? Uite ce-au făcut aici. Până zi. Uite ce-au făcut aici. Uite cum ridicat e acolo, observi? Bucata aia, uite cum a ridicat-o și fii frumos. O mare mare beton. Au venit băieți cu laserul, știi, nu? A, băieți cu laser. Ți-a zis omul ăla, bă, din hârleț vă făceam. Oamenii băieți, cu laserul și-au rezolvat-o. Uite-te un pic, mă, uite-te un pic ce-a făcut aici. Și ăsta e mai înalt decât ăla de acolo. Pă bune dacă nu, da. Nu, că e bine așa. E bine. Lasă-o și că e bine așa. Lasă-o. Aici e balta de desubt. Băieți, ne zău cu mila. Să rămână de cartea recordurilor mizeria asta pe care ați făcut-o voi aici. Ce se zice, să le fie rușine? Nu o le rușine. Ies cu proiectul. Venea cu proiectul, ce scrie aici? Adaptați-l, adaptați-l. Bă, o leacă se urcau pe casă. Se urcau pe stâlp. Tu înțelegi? Omul ăsta când l-a pus ăsta, l-a pus sus ca să nu le ia copiii, știi? Acum trebuie să dai drumul la bec, știi? Ca să se lumineze cu ocazia asta, ai să râzi, se luminează mai mult, știi?
Și mai mult, nu, că conul vine așa, dar mai intens. Înțelegi? Mai intens. N-ai cu cine, n-ai cu cine să spui. N-ai cu cine să spui. Un share, un like. Contează foarte mult pentru oamenii ăștia. Aș zice susținibilii, dacă îmi spui sus, știi, înseamnă înălțați. Te ia cu emoții. Oamenii ăștia abia așteaptă să termine mizeria asta ca să poată descurca. Pentru ei, nenorocirea asta va fi pe viață. Susținibilii.